Pot să spun că Julio Baptista a fost un exemplu în afară de teren pentru toți noi, adică ne-a inspirat. Vorbim despre un campion care a jucat la Real Madrid. Din păcate, pe teren, cred că după 2 ani de zile în care nu a jucat, a fost cam greu să se intre în formă, ca și normal, pe vârsta sa. Dar fiecare jucător are, mai ales cu curriculum, care are și Baptista și Balotelli, aduce ceva în echipa. Nu pot să spui că nu vine cu ceva. Știi cât a costat Baptista CFR-ul? Nu știu. 500.000 de euro per total, cu salarii și așa mai departe. Cum am spus, dacă conducerea a decis că Baptista poate să ne ajută, asta a fost... Deci fiecare are prețul lui. Da, pe de altă parte eu stau și mă gândesc, mă pun un pic în locul vostru acum. Ok, avem restanțe salariale, dar apare informația că patronul e dispus să dea un salariu de 1 milion de euro pe an lui Balotelli. Ok, e un nume imens al fotbalului, dar pe de altă parte n-ar trebui să fim noi jucătorii plătiți și după aceea să facă transferuri? Nu așa ar fi logic? Asta a fost prima discuție mea care am deschis. Deci poate să vină oricine, dar în primul rând trebuie să respecti ce ai deja la echipă. Deci nu poți să ai 30 de jucători neplătiți și mi se pare nu foarte corect să vorbești despre cei care trebuie să vină aici după, mai ales că echipa a făcut performanță și a câștigat campionatul iar. Da. Se vorbește și despre Nicușor Stanciu. Crezi că ar avea loc în echipa voastră Stanciu în acest moment? Păi cred că jucătorul respectiv are și numele în Europa și adică pe final antrenorul decide cine joacă, dar un internațional român care a făcut treaba bine în Europa poate să face sigur față și la CFR. Dar ca profil de jucător, există cineva în echipa voastră care să semene ca stil cu Stanciu? Că eu mă gândesc și am impresia că nu prea există. Nu, zic că fiecare jucător e unic, dar el cu calitățile lui, adică e un zecar și... Da. Bine, echipa noastră avem jucătorii care pot să joacă acolo. Avem polivalenți jucătorii, știi? Și da. Asta e și el. Dar voi nu aveți un decar clasic cum e Nicușor Stanciu, nu? Până acum nici nu prea avem jucat cu decar clasic, dar da. Cum am spus, fiecare jucător e binevenit dacă aduce ceva pe teren și dacă o să fie jucător A sau B și dacă are un salar de 10 lei sau de 1 milion, asta e între jucător și clubului.